Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lucrările la Centrul Cultural Multifuncțional de la Larga Dofteana sunt la un pas de finalizare. Profesor dr. Adrian Cotârleț a primit distincția Ordinul Melchisedec, clasa 1. Trofeul Gura Văii, o premieră în istoria localității. Caravana filmului românesc revine și vara aceasta la Onești. Ne sunt pregătite multe surprize, cel puțin așa ne asigură chiar directorul Bibliotecii Oneșteni Ionu Stenie, director la Direcția Cultură și Tineret, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Onești. Caravana filmului românesc revine la noi pentru că este un proiect de suflet și ne dorim ca timp de 7 zile în parcul din Onești, oneștenii să poată veni în aer liber pe un ecran gigant și să vizioneze filme românești, capodopere ale filmelor românești. Și în acest an avem promisiuni că vor fi alături de noi regizori și actori celebri care vor vorbi despre filmele ce vor fi proiectate, dar care vor răspunde și la întrebările publicului. Știm deja data, este vorba de 31 iulie 6 august, locația este aceeași în Parcul Municipal, lângă sala polivalentă, așadar timp de 7 zile proiecții de film românesc în aer liber, o să aflați în curând și despre ce filme este vorba, vor fi filme consacrate, de aventură, comedii și invitați surprize. Lucrările începute la Căminul Cultural de la Larga sunt aproape de final. Ritmul accelerat de lucru al angajaților care realizează lucrarea, dar și seriozitatea firmei, au făcut ca lucrările să fie aproape finalizate cu mult înainte de termen. Despre toate acestea aflăm mai multe informații de la primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor. Lucrările au început anul acesta, domnule primar, mă uit în spate și deja e la gata. Da, cum vă spuneam, am început pe data de 1 martie 2022, dar proiectul datează din anul 2018. Se derulează investiția prin Compania Națională de Investiții București cu o valoare de 1 milion de euro, iar noi, Unitatea Administrativ Teritorială Dofteana, venim cu o cofinanțare de până în 7 miliarde, vă vorbesc în bani vechi. Mă refer la ce? Mă refer la parcarea care trebuie să fie făcută, o subtraversare pe sub asfalt, o canalizare a apelor pluviale și celelalte mici componente care mai vin și stau la baza amenajării exterioare. În restul, suportă tot Compania Națională de Investiții. Conform proiectării, când ar trebui proiectul inițial, când ar trebui finalizat? Deci finalizarea ar trebui să fie în 12 luni, deci un an de zile. Deci anul ar fi trebuit. Da, dar anul acesta cu siguranță îi vom da drumul. Deci tencuiele, instalația electrică interior și exterior este făcută. Urmează de acum încolo montarea tâmplăriei PVC, după cum vedeți dumneavoastră. Amenajarea spațiului din interior, mă refer la tavane. Și apoi băile, vestiarele, grupurile sanitare, toate cele necesare. Dacă e, stau să mă gândesc, domnule primar, ați făcut câte un cămin cultural aproape în fiecare sat. Deci aproape în fiecare sat am făcut un cămin cultural sau am moștenit un cămin cultural și l-am reabilitat, dar avem proiecte derulate, cum ar fi la Bogata, printr-un proiect european care l-am demolat de tot și am făcut un cămin nou. În satul Cucuieț l-am reabilitat în totalitate. Aici am construit un cămin pe teren viu, așa cum îl vedeți dumneavoastră. Activitățile culturale din acel sat și nu numai, atât copiii cât și cetățenii din această localitate, vor folosi acest cămin cultural pentru nunți, pentru cumetrii, pentru spectacole, poate să fie și un praznic bisericesc, poate să fie și o pomană, lucrări dintre astea, cum s-ar spune, gospodărești scurte, se pot face aici, în acest cămin cultural, motiv pentru care l-am și construit, cândva au fost cămin cultural, cei ce au administrat și au condus localitatea Dofteana, l-au înstrăinat, dar eu le-am promis cetățenilor că voi face un nou cămin, lucru pe care l-am și făcut. Au fost solicitări pentru a reconstrui un astfel de edificiu? Deci au fost solicitări, dar vă vorbesc din anul 2008, mi-au trasat niște sarci cetățenii de aici din sat și electoratul, de așa natură să le construiesc sau să le reconstruiesc un nou cămin, lucru pe care l-am promis și
chiar am vrut să-mi duc crucea până la capăt. Zilele însorite de vară și creșterea temperaturilor fac ca zonele din apropierea lacurilor, a cursurilor de apă, a bălților sau canalelor să fie luate cu asalt atât de copii cât și de adulți. Ținând cont de faptul că majoritatea acestor zone nu sunt amenajate sau nu sunt marcate corespunzător, riscul producerii unor evenimente nedorite, precum înecul, crește considerabil. Este periculos de neci să... când te duci singur acolo, poate să nu te mai găsească nimeni. Ai văzut cazuri? Da. De tăi, colegi, cum? Da, au fost care au putut să nece și am avut noroc că au fost mai mulți acolo. Și asta, n-au rămas acolo. Ce părere ai? Ce recomandări? Să mai degrabă să fie însoțiți de cineva sau să nu se mai ducă deloc. Mergi la scăldat în locuri periculoase? Nu. De ce? Pentru că este foarte periculos și dacă aș merge, aș purta vestă de protecție și colac. Dar e periculos? Nu. Am văzut foarte mulți copii, chiar frații mei mai mici, obișnuiesc să meargă mai ales la țară la scăldat. Dar acum, na, știu că în astfel de locuri pot să fie tot felul de pericole, tot felul de, mai ales la țară. Pot să fie sârme aruncate sau apa poate să fie contaminată și așa mai departe. Se pot lua foarte multe boli. Am văzut mulți colegi de-ai mei și prieteni în care se duceau în locuri care sunt apa mai mică sau locuri din acestea și se scăldau și după aia când ieșeau erau loviți sau lucruri de genul. Și nu am mers niciodată în locuri din acestea. În anul 2021, în perioada 1 iunie 15 octombrie, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Ene al județului Bacău, salvatorii băcăuani au acționat în 14 misiuni de căutare în mediul acvatic. Acestea s-au desfășurat cu precădere în zonele canalelor de fugă ale râurilor Bistrița, Siret și canalele de fugă Buhuș, Letea Veche, Galben. Până la momentul de față, anul acesta, avem mai multe intervenții decât anul trecut, probabil și datorită lipsei de pandemie. Și atunci ne așteptăm ca pe parcursul anului să fie și mai multe decât au fost anul trecut. Care ar fi cauza? Cauza, în principal, scăldatul în locuri neamenajate. Și în râuri, pe canale de fugă, în foste fabrici unde s-au făcut escavări și atunci au rămas goluri foarte mari și oamenii se avânt acolo și din cauza curenților se neacă. În județul Bacău, unde ați acționat cel mai mult? Cel mai mult la canalele de fugă și pe râurile exact unde spuneam, unde au fost escavări și sunt gropi. Chiar anul trecut am avut o intervenție destul de dificilă în Filipești. Au fost 5 persoane care s-au înnecat în același loc. Pentru a vă bucura de fiecare zi cu soare în siguranță, vă solicităm să fiți responsabili în apropierea apei și să înotați doar în locurile special amenajate. Nu vă scăldați în râuri, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte și curenții foarte puternici. Nu lăsați copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea acesteia, nici măcar în piscinele de dimensiuni mici achiziționate special pentru ei. Totodată vă recomandăm să nu intrați singuri în apă, fără a avea persoane în apropiere, mai ales dacă nu știți să înotați. Anul acesta, scafandrii din cadrul ISUJ Bacău au acționat în 5 misiuni de căutare în mediul acvatic. Autoritățile se așteaptă ca numărul acestor misiuni să fie în creștere, dat fiind faptul că sezonul estival este abia la început. S-a dat startul în comuna Gura Văii a primei ediții a trofeului Gura Văii. Cu toate că este prima dată în istoria localității când se desfășoară acest eveniment, foarte mulți participanți veniți din toată țara s-au înscris la această competiție. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Pentru prima dată în istoria localității, iată că se organizează o competiție sportivă de off-road. Da, a fost un plan ad hoc, dar văd că până la urmă și-a atins scopul. Am reușit să adunăm competitori din toată țara să își consume adrenalina pe meleagurile comunei Gura Văii. Ați stabilit și un traseu destul de dificil, așa, bine, pentru și a pune în evidență pitorescul locurilor. Sigur că da, organizatorul s-a ocupat în detaliu de fiecare punct în parte, vorbind de două probe, proba de trofii care se desfășoară astăzi,
se va desfășura undeva în pădurea din zona Păltinata. Organizatorul a avut grijă să își aleagă terenul pentru a pune în valoare atât mașinile cât și frumusețile locului. Iar mâine, începând cu aceeași oră, se va desfășura proba de trial, la care publicul e invitat să participe în număr cât mai mare pentru a vedea într-adevăr chinuri la care sunt supuse aceste mașini. Câți competitori s-au înscris? Pentru că, na, de gura voi n-au auzit ca și trase off-road. Suntem mulțumiți de numărul înscris, vorbim de 25 de echipaje, este suficient, zic eu, pentru o primă ediție, având în vedere că vorbim de o cupă, nu de o etapă națională. Sperăm să creștem an de an, îmi propun să organizăm în fiecare an acest eveniment și de la an la an numărul participanților să fie cât mai mare. În total ați făcut un calcul câți oameni au venit pentru prima dată, poate unii dintre ei la gura voi? Dacă ne uităm prin parcul tehnic, marea lor majoritate, cred că 99%, sunt pentru prima oară în Guravăi. Se bucură de loc. Estimăm prezența aici de aproximativ 100-150 de persoane și am înțeles că urmează să mai vină chiar la proba propriu-zisă. Domnule primar, știu că gândiți în perspectivă, vă gândiți să faceți aici o permanentizare a acestui eveniment? Sigur că da. Dacă evenimentul va avea efectul scontat, ne propunem să-l introducem și ca etapă în campionatul național și să îl dezvoltăm de la an la an cât mai profesioniști, cât mai bine. Felicitări tuturor și dumneavoastră în primul rând. Vă mulțumesc. 20 de ani de serviciu religios la Capela Bisericii Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Au răspuns invitației adresate de către managerul Spitalului Moineștean, profesor dr. Adrian Valentin Cotrleț, mai mulți primari de pe toată Valea Trotușului, dar și numeroși parlamentari băcăuani, printre care îi amintim pe deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Avem nespusa bucurie de a fi împreună astăzi în această sfântă biserică, din imediat apropiere a Spitalului Municipal de Urgență din Moinești, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Mucenic Pantelimon, cu prilejul celei de-a 17-a ediții a zilelor medicale ale Spitalului Municipal de Urgență. Anul acesta, aceste zile medicale, această ediție, coincide cu împlinirea celor 20 de ani de când, cu binecuvântarea în al preasfințitului părintelui nostru Ioachim, aici se slujește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și celelalte sfinte taine, în special Sfânta Taina Masului, pentru toți cei care pășesc pragul acestei instituții, în primul rând pentru a-și redobândi sănătatea trupească, dar în același timp, având nevoie stringentă și de sănătate sufletească, de alinare duhovnicească. Și de aceea cred eu că cei doi oameni providențiali pentru această zonă, și aici mă refer la înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim și domnul profesor Adrian Cotrleț, au pus bazele acestei instituții, acestei sfinte biserici și aici, prin grija înalt preasfinției sale, a fost numită pentru a sluji oamenilor și lui Dumnezeu, părintele Gheorghe Turcu, cel care de 20 de ani se apleacă asupra suferințelor celor care au nevoie de ajutor de la Dumnezeu și vindecare prin munca și dragostea și priceperea medicilor. Meritul domnului dr. Adrian Cotrleț este cu atât mai mare pentru că el și-a dat seama că aici, în această instituție, medicul este de multe ori mâna prelungită a lui Dumnezeu. Și știe foarte bine, ca și chirurg, că medicul este cel care operează, dar de multe ori Dumnezeu, de fiecare dată, de altfel, Dumnezeu este cel care vindecă. La finalul slujbei religioase oficiată în capela spitalului, doi preoți slujitori, este vorba de preotul Gheorghe Turcu, dar și preotul Ioan Munteanu, au primit titlul de iconom stavrofor. În timp de 20 de ani, neîntrerupt, părintele Gheorghiță Turcu, cel care a fost desemnat de către înalt preasfințitul, a contribuit, pe lângă bolnavii care vin aici să-și găsească tămăduire trupească, cum spuneam, și vindecare sufletească. Pentru aceasta, pentru părintele
și pentru un alt preot pe care biserica noastră, iată, îl are în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, de data aceasta îmbrăcând de multe ori halatul alb, fiind asistent medical, asistent șef chiar din ultimul timp, părintele Ioan Muntean, care și el cu multă pricepere și cu drag de cei care sunt în suferință, se apleacă pentru a vindeca atât din punct de vedere trupesc cât și din punct de vedere sufletesc. Pentru toate acestea și pentru multe altele știute și neștiute, în altfel simțit, în cadrul acestor zile medicale, la acest moment de sărbătoare aleasă, acest moment festiv, a rânduit ca celor doi părinți să li se acorde o distinție onorifică în cadrul bisericii noastre, rangul de iconos stavrofor, pentru care îl rog pe Părintele Nectarie, Părintele Arhidiacon, să dea citire gramatei chiriahale, pe care n-am preasimțitul o conferă cu drag, cu prețuire, celor doi părinți pentru slujirea lor a lui Dumnezeu și a aproapelui. Mulțumim în preasimția voastră. Gramate chiriahale, noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își ține bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostănesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția asta tornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici, care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de dragostea și prețuirea noastră, hotărâm preacucernicului Părinte Gheorghe Turcu, de la parohia Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Capela Spital Moinești, Protopopiatul Moinești, județul Bacău, și preacucernicului Părinte Ioan Muntean, de la parohia Sfântul Ierarh Nicolae, Protopopiatul Moinești, județul Bacău, să li se confere rangul onorific de iconom stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C, din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se semnează acest act, întărit cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, astăzi, anul Mântuirii 2022, luna iulie, ziua 15, ca semn de recunoaștere a vredniciei lor în activitatea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i întărească într-o slujire a Bisericii lui Hristos. Semnează în al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este! 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 Ațios! Dacă sunt vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Dignus este. Dignus este. Dignus este. În al preasfinția voastră,
așa cum aminteam în... Apreciat pentru toată munca sa, dar și efortul depus, a fost profesor dr. Adrian Cotârleț, care a primit distincția cea mai înaltă pe care o pot primi mirenii. Este vorba de Ordinul Melchisedec, clasa 1. Meritul incontestabil al acestei slujiri și acestei binefaceri, să spunem, pentru oameni, este și al domnului manager, domnului dr. Adrian Valentin Cotârleț, cel care, așa cum am spus, s-a înțeles mai bine, poate ca mulți dintre noi, că întotdeauna în actul medical este mâna cea nevăzută a lui Dumnezeu care vindecă și care dă putere celui care operează, intervine chirurgical sau sub o altă formă pentru a sluji oamenilor și în felul acesta a sluji lui Dumnezeu. De aceea, în apa asistenția voastră, cunoscând toată activitatea domnului manager și meritele sale incontestabile, cum spuneam, oferiți astăzi, cu prilejul acestei sărbători alese ale Spitalului Municipal, distinția cea mai înaltă pe care Arhiepiscopia noastră a Romanului și Bacului oferă mirenilor, anume Ordinul Melchisedec, clasa 1, că prin această gramată chiriacală, căreia în cele ce urmează, vă rog să-mi permite să-i dau citire. Conferim această distinție domnului profesor dr. Adrian Valentin Cotârleț, manager Spitalul de Urgență Municipal Moinești, în semn de mare prețuire pentru strădania, devotamentul și virtuțile creștine afirmate cu putere față de oameni, prin cuvânt și prin faptă, într-o adevăr, nădejde, credință și dragoste. Semnează în alt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 19 iulie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Miercuri 20 iulie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin. Maxima zilei urcă până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.